normalii de atunci și pentru totdeauna. Niciodată, niciodată să nu spui că nu te bazezi pe tine. Întotdeauna, când companionii s-au crezut în Allah, s-au bazat pe Allah, au câștigat asta. Nu numai companioni, și musulmani, de-a lungul istoriei. De câte ori te bazezi pe proprii tăi mușchi și putere, pierzi. De câte ori te încredințezi lui Allah subhanahu wa ta'ala, ai încredere în Allah, câștigi. De aceea musulmani au câștigat război cu 10.000 împotriva la 10.000, la sute de mii. Cu 10.000 de oameni. Khalid ibn Walid. Și o să vedem, o să vedem și în Medina, o să discutăm despre aceste lucruri, dar așa ca o pildă pentru noi, zona în care mergem să fie o lecție pentru noi, niciodată să nu spui eu. Întotdeauna să ne încredem în Allah subhanahu wa ta'ala. Pentru că e un lucru care ne lipsește multora. Încrederea în Allah. Cu toții apelăm la Allah când pierdem orice speranță lumească. Când pierdem orice speranță lumească. Când ai o problemă, zice, a, vorbesc cu tare că e nu știu ce, stai că știu pe prefect, stai că știu pe primar, stai că știu pe senator, pe ministru, pe judecător, pe procuror. Și când vezi că toate porțile lumei s-au închis, zice, o, Allah. Asta este cea mai mare greșeală care o face. În primul rând trebuie să te încrezi în Allah subhanahu wa ta'ala, apoi să faci celelalte lucruri, da? Și când mergi la doctor, îi zic omului, băi, ai încredere în Allah, după aia în doctor. Nu, întâi în doctor, după aia în Allah. Am încredere în doctor și după aia în Allah. Doctorul în care tu ai încredere, toți doctorii vin și spun, eu mi-am făcut datoria, Allah știe. Așa un om care zice, eu mi-am făcut datoria, ceea ce trebuia să fac am făcut, restul îi aparține lui Allah, tu vii și spui, am încredere în doctor, după aia în Allah. De aceea noi trebuie să avem încredere în Allah și în tot ceea ce facem, în primul rând trebuie să apelăm la Allah subhanahu wa ta'ala. Cum spune și profetul Muhammed sallallahu alaihi wa sallam în relatare, dacă voi v-ați încrede în Allah, haqqa tawakkuli, într-adevăr, să te crezi în Allah, vă dădea vouă râs cu așa cum dă păsărilor. Pleacă dimineața, zboară, flămândă, se întoarce, săturat. La fel și noi, dacă ne-am încrede în Allah subhanahu wa ta'ala, o fac de râs. Uitați-vă pe cineva care moare de foame. Oricând, ce cum să-mi dea Allah? Tu, eu am salariu, eu am nu știu ce, eu am... Nu are cum să-mi dea, nu are cum să mă ajute Allah. Că eu, tot ce vine se știe, adică nu pot. Adică tu la pui la îndoială puterea lui Allah, subhanahu wa ta'ala. Nu pune la îndoială puterea lui Allah și nu-L încerca pe Allah. Cum avem și acest aspect. Lasă că văd, poate mă ajută Allah. Tu zici inshallah, du-te cu încredere. Că dacă te duci cu încredere, Allah subhanahu wa ta'ala iubește pe cei care apelează cu încredere în El. Dar dacă noi mergem la Allah cu jumătate de măsură, oare mă ajută, oare nu mă ajută? Dacă te-a ajutat, înseamnă că e spre binele tău. Dacă nu ți s-a îndeplinit ceea ce ai dorit, poate nu era spre binele tău. Mai este și acest aspect. De aceea, bătălia de la Hunain ne învață acest lucru. Companionii profetului sallallahu alaihi wa sallam erau obișnuiți să câștige toate bătăliile în care participau. Ei vedeau lucrurile ca fiind credință împotriva necredinței și Allah subhanahu wa ta'ala, cum spune în Coran, cu atrimisă toate bătăliile, trimitea îngeri care să-i ajute, trimitea îngeri care să-i susțină, care să-i întărească. Pentru că în clipa impactului războiului, tendința omului este să dea vin fugiții. Se sperie, ceva firesc, adică de spaimă, de frică, când aude, nu știu eu, când vede armată numeroasă, tendința lor este să fugă. Pe când dacă se încredeau în Allah și plecau cu încrederea în Allah subhanahu wa ta'ala, tendința lor era să Allah îi statornicea. Iar în clipa în care s-au bazat pe propriile puteri și a zis, cine ne mai bate pe noi astăzi? Că suntem mulți. Atunci Allah le-a dat o lecție. Și în prima parte din bătălie au pierdut această bătălie. Dar și-au strâns imediat rândurile și au reușit. Așa cum a fost și la Uhud. La Uhud știți că profetul sallallahu alaihi wa sallam le-a spus 50 de arcași pentru coborți de pe muntele acesta. Ei când au văzut că războiul s-a terminat, că politeiștii fug, hai să luăm și noi pradă, să adunăm pradă. Și au coborât. S-au împotrivit
poruncii profetului sallallahu alaihi wa sallam pe scurt. Și atunci a venit Khalid ibn Walid din spatele bunților, i-a atacat și musulmanii au făcut bătălia. Deci de câte ori te încrezi în Allah subhanahu wa ta'ala ai de câștigat, de câte ori te încrezi în propriile puteri, Allah spune rezolvă-ți problemele mele. Când îi spui o Allah, Allah te ajută. Când îi spui eu pot, eu știu, eu fac, eu sunt puternic, Allah te lasă singur, știi ce, descurcă-te. Maryam radiallahu anha, Fecioară Maria în Coran, când l-a născut pe Isa alayhi salam, ce a spus Allah? Femeie, lăuză, a născut, terminată, nu mai avea putere. Și Allah îi spune în Coran, وَحُسِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْرِ, scutură trunchiul de curmal, tu sapit aleichi ruta benjenia, se coboare asupra ta, ruta, ruta înseamnă curmale proaspete. Curmale proaspete nu cad din copac. Dacă ați văzut curmalii când te înalță, palmier, și vin în ciorchit. Dacă noi toți ne scutrăm un copac sau Allah corsi, un tip autobuz, un copac și tot uitați curmale. Dacă o femeie lăuză să vină să scutre copacul ca să cadă curmale. De aici ce înțelegem? Crederea în Allah și trebuie să faci, trebuie să muncești, trebuie să te pui efort, Allah subhanahu wa ta'ala, asta e o lege a lui Allah peste tot. Dacă vrei ca Allah să te ajute, dacă vrei ca Allah să te dea, trebuie și tu la rândul tău să te străduiești. Dacă stai și dormi și ești credincios și citești Coranul de dimineață până seara și faci rugăciunea și ții post și nu mai faci nimic altceva, și zici, Allah o să mă ajute că ești credincios.